Bine, hai că o să ne pregătim de următorul obicei, dar vreau să mai invit alături de noi niște invitați. Nu de alta, dar ei au trecut prin tot ceea ce vreți voi să treceți astăzi. Chiar de curând s-a întâmplat asta, mai exact pe 26 octombrie, atunci când Alexandra și Dragoș au spus da și în fața lui Dumnezeu. Iar eu invit aici, alături de mine, familia Bădicioiu. Bine ați revenit, dragilor! Ce faci? Bine v-am regăsit! Hai că vă era dor de noi, ziceți! Hai că vă era dor de noi. Ne era dor, și de foștii concurenți, adică ce din sezonul. De unii da, de unii nu. De unii da, de unii nu? Da. De cine nu ți era dor, Dragoș? Glumesc, doamne, de toată lumea. De zi drept. De toată lumea. Era dor de toată lumea, vă spun eu. Ce, facem materiale iar? Nu, păi doamne, că nu vrem. Nu vreți. Cătălin, știți că îl cunoașteți? Ați rămas prieteni? Da, vorbim, nu avem nimic. Și cu Adrian și doamna Mărioara ce aveți? Nimic. Nu vorbiți nimic? Doar că nu avem nimic de vorbit. N-aveți nimic de vorbit? Păi da, au trecut 2 ani de zile, gata. Păi da, sentimentele sunt reciproce, pentru ce să insistăm? Mai Adrian, ți-a plăcut de Alexandra într-o vreme, o vroaie de nevastă? N-a fost să fie, asta e viața. O cheamă Bădicioiu. Foarte bine. Vezi că ai zis de Monica și Ionuț că au făcut cuplu în cămară sau în debarat, dar uite că a ținut, că s-au căsătorit. De Alexandra? Ziceai de Dragoș că nu știu ce, dar uite că s-au căsătorit. Complezență. De complezență era la voi? Nu, eu mi-aduc foarte bine aminte la cum s-a legat acel cuplu și atât. În rest, am spus că timpul le va decide pe toate. Din ceea ce mi-aduc eu aminte acum 2 ani, exact aceste sunt cuvintele mele. Ei au fost un cuplu de complezență în emisiune atunci? Nu. Eu am spus cum s-a legat cuplul la momentul respectiv. De acolo timpul le rezolvă pe toate. Competiția s-a terminat, toate lucrurile s-au rezolvat, fiecare a câștigat. Tu ai fost marele câștigător, ei au câștigat faptul că se au unul pe celălalt. Bine, nu mai zicem și de partea materială, zicem că nu e foarte importantă. Dar totuși, de ce? Ce-i, Cătălin? Nu e important, banii nu sunt importanți, clar. Crezi că au fost importanți? Pentru asta au venit ei? Nu. Sunt importanți. Am înțeles, bine. Totuși, gata, ce mai aveți de împărțit? De ce nu puteți să fiți... Măcar nu avem nimic de împărțit. Da, ne-am salutat și atât. Nu cred că trebuie să extindem mai mult de atât relațiile. Să-l chemați pe la voi, pe la Ohnița, să-l puneți la... să-l omeniți. Nu am timp, doamna Mirela. Îmi cer scuze, sunt ocupat cu jobul de dimineață până seara. Păi nu, că nu aveam de gând să fiecare cu ce poate. Așa că nu e cazul. Mulțumesc. Doamne. Suntem aceiași, doamna. Aceiași sunteți. Mi-era dor de voi, de ce să vă zic. Lasă că nici cu actualii nu mi-e rușine, le au și ei pe ale lor. Foarte și nu au trecut decât 3 luni din competiție. Păi până o trece un an, cred că mănâncă ficații. Mă scuzați, din câte știu eu, sunt prieteni mult mai apropiați, care stau la o distanță mult mai mică și ar trebui să păstreze legătura. Nu cu unul care e de la Iafa, unul de la Caiafa. Ai dat acum în Ionuț. Nu, n-am dat Dragoș, nimeni, dar noi stăm în București, deci nu avem cum să păstrăm legătura cu persoanele care ne sunt aproape. Așa, familia Nicolescu stă în Brașov. Habar la Zărnești. Voi stați în București? Da. La cine? La tine? Da. La tine acasă? Da. Stați cu tatăl tău? În casa în care am stat eu. Stăm separat, dar în aceeași curte. Am înțeles. Adică, până la urmă, sunteți o familie. Stați la masă sub vie, cum am zis eu, la o pahar de vin. La bar. Am gura pocită. Deci cine mai vrea, cine mai dorește, cine mai... Da? V-am zis, pocită se spune la mine Moldova. Aurită? Pocită, aurită, tot aia e. Ideea este că v-am zis că o să stați sub vie la vară să curgă strugurii și voi să stați cu tata să curgă o pahar de vin. Iată că s-a întâmplat.